Bună, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Tina și haideți să facem împreună cotlete de porc cu sos de roșii la tigaie. O rețetă simplă de cotlete fragede și suculente lângă un sos aromat și gustos. Avem nevoie de următoarele ingrediente. 6 felii de cotlete de porc groase de 1,5 cm doi, bine șterse, 2 linguri cu ulei, 600 de grame de roșii, 100 de ml de vin roșu, de preferat sec, 2-3 căței de usturoi tocați mărunt, 3-4 frunze de busuioc tocate mărunt, câteva frunze de oregano, piper măcinat, sare și, opțional, o jumătate de linguriță cu zahăr. Dacă bucățile de cotlet au o bordură de grăsime, este bine să o crestăm superficial, pentru a nu se strânge în timpul gătirii. Coatem carnea de porc din frigider cu minim 20 de minute înainte de gătire. O ștergem bine și condimentăm fiecare bucată de cotlet cu piper pe toate părțile. Turnăm peste carne uleiul și masăm bine fiecare bucată de cotlet pe toate părțile. Le lăsăm să stea la temperatura camerei acoperite minim 30 de minute. Între timp, tăiem roșiile în cubulețe. Le putem curăța de coajă înainte. Ale mele aveau o coajă subțire, așa că nu le-am decojit. Iarna, când nu avem roșii proaspete gustoase, putem să folosim un suc de roșii mai grosuți, pasata de roșii sau roșii în bulion, zdrobite ușor, cam 500 de ml. Eu am avut ultimele roșii din grădina mamei, nu foarte arătoase, dar super gustoase. Punem roșiile într-un blender sau în robotul de bucătărie și le mărunțim. În cazul roșiilor din conservă, este suficient să le tăiem în cubulețe mici. Roșiile proaspete le pasăm până când obținem un sos fin. Încălzim o tigaie antiaderentă, largă și mai adâncă, fără grăsime în ea, punem feliile de cotlet în tigaia încinsă și le rumenim 2-3 minute pe o parte, la foc mediu spre mare. Le întoarcem și le mai lăsăm și pe cealaltă parte încă 1-2 minute, în funcție de cât de groase sunt. Când au o crustă rumenă, le scoatem pe o farfurie și le acoperim lejer cu o hârtie de copt pentru a rămâne calde. Rumenim cotletele de porc în mai multe tranșe, fără să aglomerăm tigaia. Folosim întotdeauna un clește de bucătărie, nu înțepăm carnea, pentru că vom pierde toate sucurile din ea. Dăm focul la minim și în aceeași tigaie, fără să scurgem grăsimea din ea, adăugăm jumătate din cățeii de usturoi mărunțiți. Amestecăm și îl lăsăm la foc mic 30 de secunde. Nu trebuie să se ardă, doar să-și lase aroma. Turnăm vinul, amestecăm și răzuim pe cât putem și arsurile care au rămas pe fundul tigăii. Dăm focul la mediu și fierbem 3-4 minute, cât alcoolul să se evapore. Turnăm sucul de roșii, condimentăm cu piper măcinat și sare, adăugăm oregano și busuiocul, dar puteți să puneți și cimbru, salvie, dafin, chili, după gustul fiecăruia. Amestecăm, dăm focul la minim și lăsăm sosul de roșii să fiarbă, neacoperit, în jur de 25 de minute. Din când în când amestecăm. Dacă avem roșii cubulețe din conservă, le zdrobim cu o lingură de lemn, astfel încât să se formeze sosul. Dacă scade mai repede, adăugăm puțină apă fierbinte, depinde de cât de zemoase sunt roșiile. Adăugăm zahărul, care va echilibra aciditatea sucului de roșii, punem usturoiul rămas, gustăm și condimentăm cu sare și piper proaspăt măcinat și amestecăm bine.
Punem în tigaie peliile de cotlet de porc, turnăm și toată zeama lăsată de ele în farfurie și, dacă mai este nevoie, completăm cu apă fierbinte cât să fie suficient sos în tigaie. La mine nu a fost cazul. Acoperim tigaia cu capac și, la foc mic, gătim peliile de cotlet de porc timp de 15 minute, completând cu apă caldă dacă este nevoie. Închidem aragazul și presărăm deasupra verdeață tocată. Servim cotletul de porc cu sos cald, cu piure de cartof, de păstârnac, de conopidă, cartof natur, orez fiert la aburi, paste sau pâine proaspătă. Carnea este moale și fragedă, iar sosul gustos și aromat. Sper să vă fie de folos, să le încercați și vă aștept să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Poftă bună, dragilor! Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube, unde vă aștept cu drag în mica mea bucătărie, cu rețete noi, comentarii, întrebări și sfaturi. Până data viitoare, să aveți zile delicioase și spor la bucătărie!